Primul volum al cărții Frontul Salvării Naționale, un paradox politic, România postcomunistă, a fost lansat astăzi la Biblioteca Națională a României. La eveniment au participat principalii actori ai perioadei de după 89, președintele de onoare al PSD Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman, precum și fostul șef al Senatului Ovidiu German. Cartea descrie acțiunile din perioada post-decembristă, precum și evenimentele tumultoase derulate atunci. Procesul soților Ceaușescu a fost povestit de unul dintre cei mai controversați lideri politici și principalul inițiator al Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu. Și a revenit generalului Stănculescu misiunea de a apela și la tribunal și la procuratură să se deplaseze cu echipa respectivă la Târgoviște, să organizeze procesul care a devenit momentul cheie urmărit de întreaga țară, dar decizia, condamnarea, execuția era un moment așteptat de întreaga țară. Fostul premier Petre Roman a evocat la rândul său modul în care a fost constituit FSN-ul ca organizație politică, respectiv în condițiile dezordinii provocate de o prăbușire de sistem care a avut loc în câteva ore. Dacă aproape de miezul nopții, în seara lui 21 către 22 decembrie 89, eram la baricadă, au murit 39 de oameni. Cine ar fi putut spune, cine, că 12 ore mai târziu regimul Ceaușescu a dispărut? 12 ore mai târziu. Cine? Nimeni. Și așa s-a întâmplat. Potrivit autorilor Ane Jugănaru și Alexandru Radu, atmosfera care se desprinde din acest volum este una de confruntare politică, uneori dură, dar care se desfășoară între oameni cu veritabilă coloană verticală.